sfatul de drum bun vă este oferit de BT Leasing, partener al Napoca Rally Academy. În direct, așa cum v-ați obișnuit în fiecare după amiază de marți, cu Bogdan Marișca, pilot și instructor de conducere defensivă la Napoca Rally Academy. Salut, Bogdan, îmi pare bine să te revăd. Spun revăd pentru că suntem în direct și pe pagina de Facebook Radio Europa FM, într-o transmisiune Skype. E bine că ai completat, salutare tuturor, e bine că ai completat să nu caute cumva cineva postul TV Europa FM, okay? Deși nu se știe ce se poate întâmpla în viitor. S-ar putea să găsească și un astfel de post de televiziune. Bogdan, pentru că am tot vorbit astăzi despre vacanțe pe drum cu prioritate, foarte mulți români preferă să meargă cu mașina, mai ales când vorbim despre vacanțele în țară sau în țările astea prietene și vecine, precum Bulgaria, Grecia, Turcia și așa mai departe. Cât de important este să trecem mai întâi însă pe la un service să verificăm mașina, înainte de un drum lung, să spun așa. Bine, eu aș spune că ar fi important să mașina să se funcționeze în parametrii tot timpul, nu neapărat înainte de a pleca în concedii. Evident că noi atunci aducem aminte că ar trebui să ne uităm un ochi și la mașina pe care o folosim viața de zi cu zi. Evident că fiind o necesitate, noi considerăm că ar trebui să funcționeze permanent de la sine înțeles acest lucru și nu este deloc așa. Mașina nu e un corp uman, dacă vreți, sau orice altă specie. Nu știu, te lovești un pic la mână, după 3 zile corpul lucrează așa peste noapte și îți trece durerea pentru că undeva cineva regenerează niște țesuturi. La mașină se întâmplă deloc lucruri așa și ar trebui să ne aducem aminte că, că vârsta medie a parcului auto în România este undeva spre 17 ani. Deci cam asta este vârsta medie, adică niște mașini făcute prin 2005-2006 a crescut în ultimii ani vârsta medie a parcului auto și dată această vârstă medie este dată și de capacitatea financiară a poporului respectiv de a-și plăti ratele sau de a cumpăra niște mașini mai scumpe sau mai ieftine. Vârsta medie a Uniunii Europene este undeva pe la 8 ani și jumătate, să zicem. Da, nu stăm prea bine la capitolul ăsta. Nu, greșesc eu, la 12 ani este vârsta medie, deci avem 5 ani peste vârsta medie a Uniunii Europene, dar acolo intră și celelalte țări cam ca și noi, adică, nu știu, Lituania, care e un pic mai bătrână ca noi, Grecia, Bulgaria, nici măcar n-apare în aceste clasamente. Deci sunt țări care schimbă această vârsta medie a parcului auto. Trebuie știut că cel mai bine clasată este Luxemburg. De fapt, Luxemburg stă din punct de vedere al venitului mediu per capita foarte bine. De aici și avantajele financiare pe care ei le au. În Luxemburg, vârsta medie a parcului auto este de 6,7 ani, deci cu 10 ani mai tânăr. Germania, Italia, Franța sunt undeva pe la 9 ani. Bine, la mașinile, dacă nu mă înșel eu, care au peste 10 ani, este obligatorie prezența la ITP în fiecare an. Nu, mergem tot la 2 ani, dacă e, vorbim de taximetrie, sunt momente când trebuie să faci ITP-ul mai greșit. Da, dar trebuie să înțelegem un lucru, că o mașină se uzează. Orice lucru pe care folosim se uzează. Mixerul de făcut, nu știu, maioneză, televizorul din casă, aspiratorul, toate se uzează. Și mașinile. Evident că având un cost mai mare, nu prea e în calcul să o schimb foarte des. Și e normal acest lucru. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să fim atenți din punct de vedere mecanic ca mașina să fie în parametri, așa cum a generat-o un constructor. Și vă dau niște exemple din motorsport, ca oamenii să înțeleagă un pic mai bine cât e de important ca totuși mașina să funcționeze în parametrii normali. În raliuri, dacă ceva nu îmi place la setup-ul mașinii, fie că vorbim de mașină, setup-ul de asfalt sau setup-ul de macadam, încerc să fac niște modificări ala geometriei de direcție, a balansului mașinii, înseamnă centrul de greutate. Și vă dau un exemplu. Dacă eu mut, nu știu, convergența, paralelismul roților cu jumătate de milimetru, mașina schimbă comportamentul. Dacă mut balansul mașinii, greutatea de pe față pe spate sau de pe spate pe față, cu 2 mm, ridic, nu știu, centrul de greutate îl mut cu 2 mm mai în față. Deci ridic spatele mașinii sau cobor spatele mașinii cu 2 mm. Mașina schimbă comportamentul. Asta este valabil și la mașină stradă. Nu percepem noi acest lucru pentru că nu mergem cu ele la limită, că nu avem noțiuni despre setup-ul mașinii. Asta este cu totul altceva. La fel cu anvelopele. Ai anvelope cu flanc tare sau cu flanc moale? Sunt anvelope îmbătrânite sau nu? Vorbeam de acum ceva vreme despre România ca o piață de desfacere a anvelopelor second hand și anvelopelor reșapate. Este o păcăleală. Doar ne se pare că avem niște anvelope ok. Optic arată bine. În poze, dacă facem un selfie și se vede anvelopa de la mașină, arată ok, dar tehnic vorbim pe șosele, nu sunt deloc ok.
Suspensiile la fel. Mai mult suntem o țară în care mersul pe autostradă este cumva încă un vis frumos. Folosim drumurile secundare, da? Drumuri județene, denivelate pe aici pe acolo, poate chiar cu gropi. Suspensia când dă într-o groapă și se pare că nu s-a întâmplat nimic la mașină, nu înseamnă că este fericită. Bucșa aia a suferit niște șocuri, l-am dat cedează. De aici și nevoia de a merge mai des decât în Germania, de exemplu, sau în Elveția, sau în Italia, sau în Franța, la service, pentru că mașina se suferă mai mult. Prea puțin șoferi fac acest lucru. Trebuie să-ți rupi din timpul liber, să mergi la un service, să te programezi, ca să ai un mecanic bun, să nu te păcălească, să zică doar ce trebuie să schimbi la mașină. Adică fuge tot aceste lucruri, dar asta nu înseamnă că ne rezolvăm, de fapt, problemele. Te sună mecanicul, știți, aveți nevoie de plăcuțe frână. Păi am două variante. Una costă, nu știu, dau un exemplu, 200 de lei și una costă 300 de lei. Păi evident că o să alegi pe cea de 200 de lei, sperând că face treaba ca cea de 300. Da, venind vorba despre frâne, nu prea trebuie să faci economii atunci când vine vorba despre frâne, despre direcție, despre... Exact, dar vorbim despre frâne, vorbim despre direcție, vorbim despre suspensii. O mașină frânează foarte bine dacă este bine echilibrată dinamic și centrul de greutate este ok. Asta înseamnă că și suspensia trebuie să-și facă treaba. Adică niște lucruri pe care un om din viața zi cu zi nu le are în top 5 sau top 10 priorități. Dar folosim mașina zi de zi de zi, sperând că o să se ducă și peste 2 ani și peste 7 ani la destinație cu același randament. Or, asta nu se poate întâmpla. Uzura apare, așa cum schimbi televizorul la rabla pentru electroclasice, trebuie să schimbi și mașina sau măcar să o revizuiești la un anumit interval de timp. Și nu facem asta, facem prea puțin asta și mai mult trebuie să facem niște servicii pe care să le, în care să avem certitudinea că omul respectiv, mecanicul respectiv, nu mai ia la mișto și că realmente își face treaba corect. Și asta nu este deloc simplu și asta ne face pe noi mare parte într-o să fugim de interacțiunea cu mecanii, dar să nu rezolvă problemele. Deci trebuie să avem grijă la acest lucru. Și trebuie să știm că parcul auto din România crește de la zi la zi. De-aia și cu niște mașini care nu sunt neapărat noi. Sunt mai multe mașini vechi, cum de exemplu, în 2016, acum 6 ani, aveam cu 2 milioane și jumătate mai puține vehicule. Acum avem spre 9 milioane, undeva în jur de 9 milioane și atunci aveam vreo 6 milioane și jumătate. Din mai multe mașini, sunt mai multe mașini aduse de second hand de afară și nu știm ce calitate au. Deci cumva ar trebui să urmărim acest lucru. Nu ne putem pleca, nu putem pleca de la premisa că nouă nu se poate întâmpla, pentru că din păcate și factorul tehnic în viața de zi cu zi poate să genereze situații limită sau situații delicate care ușor se pot transforma în niște tragedii. E un mix de tehnologie pe șoselele noastre, sunt mașini ultramoderne, din ce în ce mai multe înmatriculate, nu mai vorbesc despre mașinile astea electrice și nu numai cele electrice, însă cele de generație nouă care vin cu tot felul de tehnologii de siguranță și acele mașini despre care vorbeam un pic mai devreme, un parc auto învechit. Apropo, să știi că îmi confirm ascultătorii că la mașinile de peste 10 ani ITP-ul se face anual și chiar m-au rugat. Da. Apropo de ce mașini circulă în trafic și că e bine până la urmă, a fost bună această decizie. Bine, acum cu condiția să fie verificată așa cum trebuie mașina și să fie pusă la punct. Chiar dacă face anual ITP-ul ăsta, să nu se închidă ochii așa la lucruri. Bun, atenție, ITP-ul înseamnă că mașina trece de o revizie, mă rog, vede cineva dacă validează mașina că este ok, ieși afară de la ITP și peste 20 de dai într-o groapă. Da. Și o să strâmbă un braț. Dar n-ai ieșit, ITP-ul este ok. Eu nu am mașină mai veche de 10 ani, deocamdată nu intru în categoria oamenilor care au mașină peste 10 ani, așa nu știam povestea asta cu ITP-ul anual. Șansa de a da peste o groapă după ce ai ieșit de la ITP e destul de mare în vedere despre drumurile. Trebuie să avem grijă de mașinile noastre pentru că avem pretenția de ele ca ele să aibă grijă de noi când ne deplasăm cu ele. Așa și ele ar trebui să facă acest lucru și ar trebui să știm că numărul de mașini sau de vehicule în România va crește. Pentru că noi suntem undeva la 380 de mașini la 1000 de locuitori, în condițiile în care sunt țări care au aproape dublu, adică sunt la 5-600 de mașini, adică vor fi din gen ce mai multe mașini, asta nu mai vorbim despre aglomerația care vor genera aceste mașini care vor apărea în trafic, este evident, dar trebuie să vedem și ce calitate au aceste mașini, pentru că, repet, vârsta media parcului auto, 17 ani, înseamnă că noi circulăm cu niște mașini de prin 2005, 2004, 2006, Nu mai vorbim despre tehnologii, de sisteme de siguranță de care vorbeai, sisteme de siguranță active, pasive, care nu, evident că
cele din 2020-2022 nu sunt comparabile cu ceea ce aveam în 2005-2006 pe mașini. Și tot insista noi, Bogdan, și acum pe final aș vrea să atingem din nou subiectul ăsta, atenție la anvelope. Deja temperaturile la nivelul asfaltului sunt ridicate, nu e deloc indicat să păstrezi anvelopa de iarnă pe mașină. Absolut, și puteți să vă uitați de curiozitate prin trafic, așa că mai opriți într-o parcare de mall, cam colegii de parcare, cam ce anvelope au pe... Așa, uitați-vă de curiozitate, sfătuiesc pe toți ascultătorii Europa FM să facă acest lucru. Ne-ai dat activitate, da? Uitați-vă la colegii de trafic ce anvelope au și poate că o să vă îngroziți, poate că nu o să mai zâmbiți când veți vedea, pentru că realmente suntem extrem de nepăsători și de indolenți din acest punct de vedere, pe principiul că mai merge și așa, mai are carne pe ea. Ne-ai făcut program în seara asta, avem ce face. Mulțumim foarte mult, Bogdan Marișca, pentru toate informațiile și sfaturile pe care le aduce în fiecare săptămână. Ne reîntâlnim la sfatul de drum bun și săptămâna viitoare. Adică, acum tu m-ai ajutat pe mine cu povestea aia cu ITP-ul la un an pentru mașină mai vechi de 10 ani. Deci, a fost bine să lămurim ca să ajungă informația corectă la cei care ne ascultă, mai ales că avem niște ascultători foarte, foarte atenți. Imediat au... Și e important acest lucru și le mulțumim. Și le mulțumim, clar. Le spunem drumuri bune peste tot pe unde au de circulat. Bogdan, doamne, mulțumim încă o dată. O seară bună îți dorim cu Europa FM. Drum cu prioritate cu Radu Constantinescu la Europa FM.